Neața, astăzi avem parte de o vreme răcoroasă și instabilă. Ploile vor fi prezente în majoritatea regiunilor din țară și destul de însemnate cantitativ local, 20 de litri de apă pe metru pătrat și izolat până la 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va căpăta și el aspect de vijelie pe timpul ploilor și vor apărea și condițiile de grindină. Astăzi, temperaturile sunt destul de scăzute, 17 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în sud-vestul teritoriului, poate ceva mai ridicate prin sudul Olteniei și al Munteniei. Și mâine vremea se menține în continuare destul de rece și instabilă. Ploile duminică vor fi prezente mai mult pe partea de sud, pe partea estică și în zona de munte. Vor fi în continuare însemnate cantitativ și însoțite de vânt destul de activ, ce poate căpăta aspect de vijelie. Din punct de vedere termic și duminică, maximele sunt scăzute pentru această perioadă. 18 grade, iată, prin estul Transilvaniei și 24, poate 25 de grade pe partea de vest. Atât deocamdată despre vreme. O zi frumoasă, la revedere!